Bună dimineața și bine ne întâlnim cu Prof Online. Spuneam și altă dată, în timp ce alți copii la vremea asta stau, le enervesc, dorm sau știu ce, iată că voi alergați de la Bacău. Așa spuneam, se întâmplă ceva aici în Bacău, se întâmplă ceva în România și sperăm ca îndată cineva să vadă că chiar noi facem niște lucruri frumoase. Voi v-ați propus să scăpați de mediocritate. Este extraordinar. Nu mai vrem mediocritate, ci vrem performanță. Vrem să reușim în viață. Așadar, astăzi vom discuta despre mulțimea numărilor raționale. Da? Mulțimea numărilor raționale. Ea este notată cu Q și formată din toate fracțiile de tipul mpn, da? De tipul mpn, cu observația că mu și mână astea două, sunt niște numere întregi. Da? Mu și mână sunt numere întregi. Și încă o observație ce nimeni spune când vorbesc de fracție. Încă o observație care trebuie să o avem în vedere. Și nu e diferit de zero. Exact. Nu e diferit de zero pentru că împărțirea la zero nu are rost. Copii, din clipa asta, voi și toți cei care ne-au urmărit, literă de lege. Nu poți să împarți o pâine la nimeni. Deci nu se pune problema asta. De aceea, neapărat, nu diferit de zero. Deci de aceea, nu diferit de zero. Fie fracția F1, hai să zic așa, 7x plus 1 supra x minus 2. Ca să vorbiți de fracția asta, ce trebuie să se întâmple? F există, dar să mai dacă e x diferit de 2. N-are voie să fie x-ul 2. Că dacă punem 2, 2 minus 2 face 0 și împărțirea la 0 nu are rost. Deci, indiferent ce x am pune noi, are rost să vorbesc, nu? Dar fără 2. De aceea, când vedem fracție, ochiul fuge repede și ne ducem repede spre condiția respectivă. Mai departe, simt nevoia să încerc să reprezint o fracție, aș vrea să o reprezint pe 1 pe 2. 1 pe 2, cât înseamnă de fapt? 1 pe 2 înseamnă, dar ea jumătatea întregului, nu? Da? 1 pe 2 înseamnă jumătatea întregului, adică întregul împart în două. Ei, hai să facem împărțirea asta, Daria. Cât am dat? Cine știe? 1 împărțit la 2. 0,5. Să zicem că aici este 0. Aici este 1. Și atunci să împărțim spațiul ăsta în 10 bucăți. Deci, mai întâi îl dau în 2. Și iarăși, aici fac 5 de zame și la 1, 2, 3, 4, 5. Da? 1, 2, 3, 4, 5. Am creat cred că 10 spații, să vedem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Așa. Voi puteți împărți în mod egal. Și din cele 10 intervale, luăm 5. 1, 2, 3, 4, 5. Asta înseamnă 0,5. Ori punem 1 pe 2, jumătatea lui 1, ori punem 0,5. Da? 0,5. Deci ori 1 pe 2, ori 0,5. Adică am împărțit tot întregul 10 și am luat 5 segmente de cele micuți. Ce înțelegi tu, Anca, te rog să-mi spui, prin 3,14? 3,14. 3 întregi. Deci 1, 2, 3 și din al patrulea întreg. Ce faci din al patrulea? Împărțim în 10 și luăm o singură zecime. Și din a doua zecime o împărțim în 10 și luăm 4. 4. Da? Asta trebuie să înțelegi. Deci prin 3,14 înțelegi că sunt 3 întregi și o zecime, iar din a doua împărțim în 10 și un 4.